Ne-am putut ca strânge împreună, Doamne, și vrem ca strângerea noastră laudată să fie numele Tău. Amin. Rugăm să binecuvintez timpul pe care îl petrecem aici. Amin. Rugăm frumos să binecuvintez clădirea care se va înălța aici. Amin. În Amin. Vrem ca numele Tău să-și primească slava și cinstea aici, în veci de veci. Amin. 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 Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Cum învățăm să ne încredem în Dumnezeu? We learn by the Bible. Învățăm din scripturi. We learn by the preaching. Învățăm din predicare. And we learn by our problems. Și învățăm din problemele pe care le avem. Tomorrow. Mâine. I just want to praise the Lord. Tomorrow will be 8 years since I am a cancer survivor. Mâine se vor împlini 8 ani de când sunt un supraviețuitor după cancer. Sometimes we don't understand his ways. Uneori nu înțelegem cărările lui și căile lui. And he knows that. That's okay. Și el știe că noi nu le putem înțelege, dar e ok asta. Because of my having cancer. Pentru că am avut cancer. I have had many opportunities to speak to other people and to tell them about Jesus. Am avut oportunitatea să le vorbesc multora despre Isus. And I just want to say thank you. We love you. God bless you. We pray for each other and whatever you can say. Vreau să ne spun în final că ne iubesc, că se roagă pentru noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Sora Lidia Dan mi-a mărturisit de mai multe ori felul în care Dumnezeu a călăuzit-o într-un mod special și a binecuvântat-o cu locul de la Răcătău. Îi mulțumim Domnului că El a deschis perspectiva asta pentru noi. Mulțumim Domnului că acum deschide uși mai departe să putem face progrese în lucrarea de aici.
Și am vrea să cerem numele Domnului peste noi, ca și biserică, dar și peste locul de aici, ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Amin. Stăm înaintea Celuia care a creat cerul și pământul. Stăm înaintea Celuia care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și în numele Lui, în clipa aceasta, în locul acesta, dorim să-ți mulțumim pentru toate oportunitățile pe care ne le faci, pe care ne faci parte. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel. Și a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca Tine. Aleluia. Învață-L calea cea bună pe care trebuie să umble și să trimiți ploaie peste pământul pe care le-ai dat moștenire poporului Tău. Amin. Amin. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. În momentele acestea ne-ai creat această oportunitate, Doamne, de a veni înaintea Ta cu cereri și cu mulțumiri în același rând. Și vedem cum Tu ai lucrat de-a lungul istoriei, Doamne. Mulțumim, Doamne. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru clipele acestea, Doamne, din locul acesta. Doamne, cerem să ne binecuvântezi. Te rugăm. Cerem să ne sfințești pe fiecare în parte, cei care astăzi suntem în locul acesta. Mulțumim, Doamne. Dar, Doamne, vrem să încredințăm această lucrare în mâna Ta. Amin. Doamne, sfințește locul acesta. Amin. Doamne, vrem să ridicăm o cetate pentru urmașii urmașilor noștri. Nu dorim altceva, Doamne, decât frumusețea iubirii Tale să se reverse din plin peste fiecare care va păși aici. Peste toți oamenii din Răcătău, peste toți care vor veni aici, Doamne. Îți mulțumim că vei lucra prin minuni. Credem că vei aduce tot ce trebuie pentru finalizarea acestui. You provide at the exact time. Slavă Ție, Doamne. And we pray for this project as well. We pray for those who are busy even now in the United States trying to raise money. We pray for the local people of this church who are going to give of their time and their effort and their talents to work here. We just pray for their safety, pray for give them wisdom as they execute your plan. Mulțumim frumos, Tată drag, pentru această zi a binecuvântărilor Tale. Doamne, vrem să-ți mulțumim frumos pentru că Tu ești Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și vrem în această zi să-ți mulțumim frumos pentru lucrurile care au ajuns până la acest punct. Amin. Să te rugăm frumos ca Tu să le iei în brațul Tău în continuare. Te rugăm frumos ca Tu să fii cel care să dai resursele financiare. Amin. Te rugăm frumos ca Tu să fii cel care să dai resursele umane. Amin. Pentru că acest proiect se poate duce la îndeplinire. Doamne, toate aceste rugăciuni care au fost înălțate către Tine, te rugăm frumos, Tată, în numele Domnului Iisus, să le primești. Amin. Și am vrea, Doamne, să punem numele Tău în locul acesta, Amin. Să-L sfințești, Amin. Să fie sub paza și sub ocrotirea Ta. Amin. Și am vrea, Doamne, încă o dată să spunem că vrem și te rugăm în numele Domnului Iisus ca locul acesta să fie un loc închinație, Amin. În care Evanghelia Ta să fie mărturisită, numele Tău să fie binecuvântat, numele Tău să fie lăudat și onorat în veci de veci. Amin. Amin. Amin.